Echipa de basket Steaua București are de câteva zile un nou antrenor în persoana lui Eugen Ilie. În vârstă de 44 de ani, Eugen a debutat cu dreptul pe banca formației din Ghencea, roșialbaștrii câștigând ultimul meci în restanța de la Constanța cu ABC Athletic Neptun cu scorul de 82-78. Cum caracterizați evoluția echipei dumneavoastră în primul meci de la Constanța? În primul rând trebuie să vedem schimbarea de atitudine. Băieții au fost concentrați și au dorit foarte mult să progreseze chiar în timpul meciului. Practic, atitudinea lor a fost una constructivă pe tot parcursul jocului și asta s-a văzut până la sfârșit. Ce v-a impresionat la jucătorii de la Steaua? Își doresc foarte mult să iasă din situația în care ne aflăm acum, practic, cu toții, să își dau seama că nu e locul lor acolo, exact ce am zis și eu, și practic muncesc foarte mult la fiecare antrenament. Sunt foarte receptivi, își doresc să schimbe, își doresc să ajungă la nivelul optim pentru a putea performa în meciurile care urmează. Antrenorul secund, Zoltan Safar, este încântat de sosirea lui Eugen Ilie la Steaua. Cu Eugen mă știu de când eram junior, deci nu e o problemă. Colaborăm foarte bine, chiar sunt bucuros că pot să lucrez cu el. Băieții au reacționat foarte bine. Foarte bine, sunt receptivi. Eugen a venit cu ideile lui de joc, a reușit să și le pune cât de cât în practică pe primul meci. Urmează turneul de acum, unde sper să răspundă din ce în ce mai bine. Jucătorii Stelei privesc cu încredere meciurile de săptămâna viitoare, când vor întâlni pe CSSCM Timișoara și pe campioana CSM-CSU Oradea. Cu ce a venit nou Eugen Ilie? Primul rând cu disciplină. Ne lipsea un om care să ne așeze un pic în antrenament și la meciuri și cred că a început să se vadă încă de la primul meci. O altă energie, să spun așa, pentru că fiecare început este important și am început să construim zi de zi și cred că va fi din ce în ce mai bine. Dar avem nevoie de puțin timp, niște meciuri ca să ajungem unde ne dorim. Urmează două jocuri săptămâna viitoare. Crezi că puteți obține două victorii? Cu siguranță, orice este posibil, dar cea mai corectă abordare este de a lua un meci cu meci și să ne gândim la meciul cu Timișoara, care din punctul meu de vedere este cel mai important în acest moment. Cu siguranță putem obține două victorii, dacă nu ne-am mai participat, dacă n-am crede. Într-o zi bună, cred că putem bate pe oricine.